Investitorii italieni care doreau să închirieze un spațiu în municipiu pentru a deschide o fabrică de rezistențe electrice nu au ajuns încă la o înțelegere cu autoritățile locale. Potrivit viceprimarului din Târgu Jiu, Aurel Popescu, reprezentanții societății s-au întâlnit cu conducerea primăriei, au vizitat locațiile unde puteau să își dezvolte afacerea, dar apoi n-au mai făcut niciun demers. Investitorii au mai vizitat spații în orașul Rovinari, la Drobeta, Turnu Severin, dar și Petroșani. Autoritățile din Târgu Jiu așteaptă acum o scrisoare de intenție în care oficialii companiei să își arate interesul pentru a continua discuțiile. Unul dintre spațiile care ar putea fi puse la dispoziția firmei interesate în Târgu Jiu se află în incinta fostei fabrici de mobilă Rostramo.